Frații noștri, domnule Lungoce, nu am cum să nu observ că rușii apar în absolut orice subiect, da? Pentru că avem doi candidați care s-au lansat astăzi, unul acuzat de legături cu rușii prin fostul șef de campanie și doamna Șoșoacă, despre care de-a lungul timpului s-au spus tot felul de lucruri despre legăturile dumnei. Dar noi totuși avem niște lucruri mai importante de făcut, aș zice, nu? Decât evident, să vorbim despre ruși. A fost o zi comică cu depunerile acestea de candidaturi. La doamna Șoșoacă ne așteptam cu toții. Pe mine mă uimește transformarea domnului Joana. Consideram o persoană serioasă totuși. A fost la conducerea NATO. Cred că cei de la NATO se uită acum așa cu ochii măriți. Zice, dom'le, l-am avut pe omul ăsta lângă noi când emite astfel de teorii că este victima unui complot internațional, că este victima unui linșaj mediatic susținut în România, susținut de pe hotare, deci el este o victimă, pozează în part povestea asta de independent și luptă împotriva partidelor politice, când el de fapt este produs politic. Haideți să fim serioși, să fim realiști. Pentru că toată cariera lui a fost împinsă, propulsată către statul român prin partid politic. Să vii astăzi și să spui să pornești un război împotriva partidelor politice. Eu mă gândesc toate inițiativele acestea. De ce nu le-a avut când era președintele PSD? Când conducea cel mai mare partid din România? Cred că era foarte... Dumnealui a fost acum multă vreme președinte PSD. Aș